Fermierii vrânceni sunt în pragul disperării. Seceta îi pune într-o situație imposibilă. Cum furajele sunt tot mai puține și mai scumpe, oamenii sunt nevoiți să sacrifice animalele sau să le vândă în pagubă. Așteptăm la mine la Dumnezeu să ne dea ploaie, zăpadă și așa mai departe, că este o lipsă acerbă de apă în sol. De ani de zile, crescătorii de bovine muncesc să amelioreze genetic exemplarele pe care le cresc. Procesul e costisitor, iar anul acesta și celelalte cheltuieli au explodat. Energia e mai scumpă, la fel și nutrețul. În aceste condiții, fermierii se plâng că au ajuns în sapă de lemn. La un cost al balotului de lucernă de 200 de lei, acest întreprinzător spune că va trebui să vândă din animale. La începutul anului aveam un efectiv de 14.000 de bovine scrise în programul de selecție și ameliorare. Am pierdut în jur de 1.500 de bovine. Aceste animale au fost înstrăinate la diverse persoane sau au ajuns pe mâna traficanților de animale care au luat drumul abatorului. Este o situație cumplită. Neculai Florea din comuna Vrânceană, Cotești, are 70 de capete, 44 de vaci cu lapte și restul tineret. Toate din rasa bălțată românească, cu roșu și bălțată românească cu negru. Are ceva furaje pentru iarnă, departe însă de necesar. Știe că va veni curând momentul în care va trebui să ia o decizie dificilă. O să avem și ceva de scos, ca să nu le ținem pe cele care nu au producții. Poate la anul vom prinde un an mai bun și vom produce și pentru noi. În acest moment, fermierii au primit 70% din cei 347 euro care vin de la APIA pe programul de selecție, la care se adaugă și un ajutor de 73 de euro pe cap de vacă. Chiar și cu acest ajutor, oamenii spun că vor fi nevoiți să mărească prețurile.